Aș vrea pentru seara aceasta să citesc doar patru versete din Matei, capitolul 8, o vindecare a Domnului nostru Isus Hristos și să-l cunoaștem pe Domnul Isus Hristos din această vindecare. Matei, capitolul 8 și 9 conține 10 vindecări făcute de Domnul Isus. Matei, în mod evident, le adună nu pentru că ele au fost făcute toate una după cealaltă, ci le adună pentru a lăsa sau a crea prin ceea ce El scrie și prin citirea acestor întâmplări pentru a crea un impact puternic cu privire la cine este Domnul nostru Isus Hristos. Voi citi această primă minune din capitolul 8, primele patru versete, unde spune Matei așa, când s-a coborât Isus de pe munte, multe noroade au mers după el și un lepros s-a apropiat de el, i s-a închinat și i-a zis, Doamne, dacă vrei, poți să mă curăți. Isus a întins mâna, s-a atins de el și a zis, da vreau, Fii curățat. În data a fost curățată lepra lui. Apoi, Isus i-a zis: vezi să nu spui la nimeni, ci du-te de-te arată preotului și adu darul pe care l-a rânduit Moise ca mărturie pentru ei. Amin. Amin. În capitolele 5, 6 și 7, care prezintă uh, poate cel mai faimos discurs al Domnului Isus Hristos, chiar și pentru cei necredincioși, este o operă literară analizată chiar de oamenii care nu cred în Domnul Isus ca mântuitor și Domn personal este o capodoperă din punctul de vedere al multora, spune că după predica aceasta, după ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura lui. După acest set de 10 minuni, noroadele sunt uimite de puterea lui. Deci scopul acestui discurs este să arate autoritatea lui Iisus în învățătura lui, autoritatea lui profetică și scopul acestor minuni este, minuni este să arate autoritatea și puterea lui dumnezeiască în practică, în faptele lui. Că cele îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. Iată această minune ne arată puterea Domnului Isus Hristos asupra incurabilului. Lepra era o boală incurabilă, numai Dumnezeu putea să o vindece. Și știți, în ritual, există un ritual în Vechiul Testament, descris pe larg în Levitic, capitolul 14, pentru, pentru evaluarea vindecării unui lepros. Dacă Dumnezeu hotărea să vindece un lepros, acesta trebuia să se ducă la preot și preotul făcea un ritual întreg pentru a evalua dacă a fost cu adevărat vindecat sau nu. Tot acolo găsim evaluarea pe care preotul trebuia să, fac, să o facă asupra leprei care se prindea de o casă. Sau există lepra care se prindea de o haină. Da? Și preotul era un constatator. Da? E exact ca domnii de la asigurări. El nu se duce să trepare mașina. El constată, opozează face anumite observații și trimite la altcineva avizat ca să se rezolve problema ta. Asta era rolul preotului. În această primă minune aș vrea să observăm trei aspecte. Unu, venirea leprosului la Domnul Iisus, vindecarea Domnului și validarea preoțească. Aceste trei aspecte care sunt foarte importante. În primul rând, venirea leprosului la Domnul Iisus Hristos. Lepra a fost o boală prezentă și astăzi în anumite locuri, dar o boală Incurabilă, care exista în vremea Domnului Isus Hristos, și care exista din vechime, de pe vremea lui Moise, și care era o ilustrație a păcatului, a puterii păcatului în viața omului. Lepra să întindea și mânca corpul uman și îl desfigura, pur și simplu desfigura, fața îți desfigura, îți distrugea corpul, era o imagine extraordinară a ceea ce este în realitate păcatul. Puterea păcatului, propagarea păcatului, urățenia păcatului, faptul că păcatul este incurabil și numai Dumnezeu se poate atinge de această problemă. De asemenea, un om care era lepros era izgonit din societate. Știți foarte bine, era separat de oameni. Trebuia să stea în afara taberei, pentru că era contagios. Exact cum este păcatul. Și exact ce face păcatul în raport cu oamenii. Aduce dezbinare între noi, aduce dezastru între noi, aduce nenorocire, aduce probleme. Da? Toate relațiile rupte. Indiferent de raporturile dintre oameni sau categoriile de oameni, toate relațiile rupte se datorează în ultimă instanță păcatului din viața omului. Asta făcea lepra. Și Dumnezeu a ilustrat prin lepră această rupere pe care o creează păcatul. Păcatul ducea la izolare de lucrurile lui Dumnezeu, la o separare de Dumnezeu. Omul ăsta nu mai avea voie să ducă nici la sinagogă, nici la templu, nu mai avea niciun fel de tangență, decât cu preotul în evaluarea leprei lui. Da sau stagiului la care se afla. Lepra, da? Exact ca păcatul, Dumnezeu a arătat prin ritualul acesta, prin ritualul prin care trecea leprosul, sau prin izgonirea lui din afara societății lui Dumnezeu, din afara poporului, din afara taberii în care, în mijlocul căreia locuia Dumnezeu, separarea pe care păcatul o aduce de Dumnezeu. Și totuși vedem un lucru extraordinar aici, când s-a coborât Iisus de pe munte, ținând cuvântările, cuvântarea lui faimoasă, predicat pe munte, multe norade au mers după el. Și venind toate noroadele acestea după el, Vine leprosul și îl întâmplă pe Iisus și toți oamenii așteaptă să vadă ce se întâmplă acum. Știți foarte bine, leprosul trebuia să meargă înainte, strige necurat, necurat, ca nimeni să nu se apropie de el. Nu avea voie să aibă tangență cu ei. Ce va face Domnul Iisus Hristos? Cel despre care ei au spus mai înainte, o asemenea autoritate, o asemenea putere, n-am văzut la nimeni. Ce va face el? O sigur are putere în cuvânt, dar are putere în faptă? Are putere în practică? Ce predică bunul a avut, nu? Hai să vedem ce altceva mai are el? Și Domnul Iisus își demonstrează în seria aceasta de miracole, în special în primul, autoritatea lui dumnezească, puterea lui dumnezească. Dar aș vrea să observați în primul rând venirea acestui lepros la Domnul Iisus Hristos, care într-un fel trebuie să descrie, să prezinte venirea noastră la Hristos pentru vindecarea sufletelor noastre de păcat. Observați trei aspecte la el. Această apropiere de Domnul Iisus Hristos, care este cel mai important lucru. Un lepros s-a apropiat de el. N-avea voie. N-avea voie. Era interzis să se apropie de Domnul Iisus Hristos. Era contrar ceremoniilor lor. Asta arată clar credința leprosului în Domnul Iisus Hristos. N-avea voie să se apropie. De ce s-a apropiat? Decât că el credea că Domnul poate să facă ceva pentru el. Ăsta este lucru fundamental pentru orice om. Ca să capete vindecarea sufletului, nu doar când se întoarce la Dumnezeu, ci ori de câte ori în viața noastră pământească întâlnim lepra asta, cancerul ăsta al păcatului, cangrena păcatului în viețile noastre, Primul lucru important, fundamental, cel mai important lucru este să ne apropiem de El. Al doilea lucru este închinarea Lui înaintea Domnului Iisus, care din nou era contra religiilor lor. Religiei lor. Să te închini în fața unui om. Era un evreu, știa că nu are voie să închine în fața Lui. Unii au încercat să distorsioneze pasajul acesta și să spună că leprosul i-a făcut un fel de plecăciune. Știți? S-a scos pălăria din cap înaintea lui. Un fel de gest din ăsta de curtoazie față de Domnul Isus Hristos. Nu? Și termenul și exprimarea de aici arată închinarea. Știți că atunci când anumiți oameni au încercat să aducă închinare îngerilor, îngerii au spus, nu, noi suntem împreună slujitori cu tine, nu da mie închinare, deci da închinare lui Dumnezeu. Iisus primește închinarea leprosului, nu zice, nu, nu, nu te închina mie. Iisus primește închinarea leprosului. Leprosul s-a apropiat de el, i s-a închinat prin închinarea înaintea lui Iisus, el recunoaște că Iisus este mai mult decât un om. Leprosul a înțeles ceva mai mult decât ceilalți oameni. Că Isus este ceva mai mult decât un om. El nu este un om obișnuit. El nu este un arhanghel, el nu este un înger venit pe pământ. I-a dat închinare ca lui Dumnezeu și a zis, Doamne, era contra religiei lor lucrul acesta. Și această devoțiune, adorare, închinare se așteaptă și de la noi față de Domnul nostru Isus Hristos, care este lumină din lumină, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Al treilea lucru pe care îl vedem la el este această încredere în Hristos sau mărturisirea lui Hristos. Uitați ce exprimare interesantă și importantă. Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. În această mărturisire a lui simplă, el arată că știe la cine a venit. El arată că știe la cine a venit. Și era contrar experienței evreilor de zi cu zi ca să adreseze un om, știu că mă poți curăți. Crezi că aceste cuvinte au fost spuse vreodată vreunui preot? Vreunui cărturar? Vreunui fariseu? Sub absolut nicio formă. Era contrar experienței, era contrar ceremoniilor lor să-l întâmpine, era contrar religiei lor să se închine, era contrar experienței lor de fiecare zi să spună despre un om așa ceva. Dacă vrei, poți să mă curățești. Observați, în această mărturisire a lui, el recunoaște două lucruri. În primul rând, mărturisește libertatea lui Hristos. Zice, dacă vrei, el nu pretinde. Domnul Isus Hristos, să-l vindece, corect? El nu-i spune, o să te urmez numai dacă mă vindeci. Tu ești obligat să mă vindeci, pentru asta ai fost trimit, nu? Trimit. nu, el nu asta spune. El spune, dacă vrei, ai toată libertatea. Ai toată libertatea să mă vindeci, ai toată libertatea să nu mă vindeci. El cunoaște libertatea. Dacă vreți să fiți de acord că există o libertate a voinței cuiva, asta este libertatea voinței lui Hristos. De a face ce dorește El suveranitatea lui, recunoaște suveranitatea lui, mărturisește libertatea lui Hristos și mărturisește încă ceva, mărturisește puterea lui Hristos, că altfel nu venea la el, nu? Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Credeți dumneavoastră în aceste două lucruri? În libertatea lui Dumnezeu de a face ce vrea El? Și în faptul că nu avem niciunul dintre noi niciun drept înaintea lui Dumnezeu de a-i pretinde ceva lui Dumnezeu? De a-i impune ceva lui Dumnezeu? Trebuie să-mi vindeci copilul. Trebuie să faci lucrul ăsta. Trebuie să intervii acolo. Nu, Doamne? Asta este atitudinea smerită, plecată, supusă a acestui om. De asta s-a închinat. Când te închin cuiva, nu mai poți pretinde ceva după aceea, nu? Deci înaintea împăratului te închini și spui trebuie să faci lucrul ăsta, corect? Nu mai poți pretinde. Poți să te rogi, poți să-i ceri, dar nu-i poți pretinde. Nu-i poți impune ceva. Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Mărturisește aceste două lucruri pe care și noi trebuie să le mărturisim constant și să le recunoaștem. Să ne apropiem de Hristos așadar, să-i dăm închinarea pe care El o merită și să mărturisim cine este El. Este Dumnezeu nostru, este liber și este puternic. Poate să se atingă de acest cancer al păcatului și nu doar de păcat, ci și de boală. Al doilea lucru pe care vreau să-l observați este vindecarea pe care o dă Domnul Iisus Hristos. Vindecarea pe care o dă Domnul Iisus Hristos. Ne uităm în primul rând în această vindecare la procedură și la rezultat procedura. Care este procedura lui Hristos? El face două lucruri. Face un gest fizic și spune un cuvânt. A întins mâna, s-a atins de el și a zis, dar vreau, fi curățit. Două lucruri. Ceva fizic și ceva verbal, da? În Îndată a fost curățată în lepra lui. Observați în acest procedeu pe care Domnul îl aplică. În primul rând, gestul pe care îl face el. Este un gest intenționat, că își putea vindeca fără atingere, corect? În următoarea vindecare, Sutașul îi spune, spune numai un cuvânt. Sutașul știa că nu are nevoie Iisus să se atingă. Iisus nu avea nevoie. Nu spune, a, l-aș vindeca, dar nu sunt acolo să-l ating, că dacă l-aș atinge, ar fi vindecat. Domnul Iisus Hristos în mod intenționat face gestul acesta și îl atinge pe acest lepros. Face un gest nu doar care era, este intenționat de Hristos, ci era și interzis. Că și nimeni nu avea voia să-i atingă și nimeni nu îndrăznea să-i atingă și nimeni nu-și dorea să atingă un lepros, corect? Nimeni nu avea voie, nu-și dorea, nici, nu, 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 ar fi făcut un alt, nici nu se gândea măcar să facă așa ceva. Și totuși face Isus acest gest interzis și intenționat. De ce? Ca să arate acestui lepros nu doar dorința lui de a-l vindeca, ci să arate afecțiune pentru el. Să arate apropiere față de el. Vedeți, exact cum am spus dimineața, intră în experiența umană. Să coboară acolo la problema lui, la necazul lui, nu spune de la distanță, fii vindecat. Te-ai vindecat, dar acum poți veni. Înțelegeți? Să coboară acolo în experiența lui. Ăsta este Hristos în care noi credem. Acesta este mântuitorul nostru. S-a apus mâna pe lepra lui. A pus mâna pe trupul lui infectat. A pus mâna pe, pe, pe trupul lui mâncat de lepră. Iisus a întins mâna, s-a Ce credeți că a simțit leprosul? Nu doar puterea vindecătoare a lui Hristos, ci a simțit leprosul la nivel emoțional, izgonit, separat de oameni. Nemai având tangență, Dumnezeu știe cât timp cu oamenii izgonit din prezența lui Dumnezeu, izgonit din tabăra lui Israel, se separat singur, cineva a pus mâna pe el. Domnul Iisus împlinește aici nu doar o nevoie fizică a acestui lepros, ci o nevoie profundă a ființei umane de a fi în contact cu ceilalți. Dumnezeu ne-a lăsat într-o societate, nu doar o societate civilă, ci o societate a sfinților, de a avea conexie, legături unii cu alții. O societate a familiei, da? Micro-societatea. Suntem în aceste trei dimensiuni, familia, biserica, societatea largă. Avem nevoie de, de contactele acestea, de legăturile acestea cu oamenii ca să ne păstrăm sanitatea minții și sanitatea psihică. Hristos atinge de el. Îi dă o vindecare de plină, da? Iisus, după ce face gestul acesta, spune un cuvânt. Și nu spune nicio formulă magică. Nu? Nu face, nicio, nu face niciun ritual din asta de invocare. Nu face niciun fel de ritual, ceremonie religioasă, absolut nimic. Spune niște cuvinte, apare în banale, dar vreau fi curățit. Pe cum nu vii, știți, când vine Naaman? Știți, eu credeam că va veni, va atinge el, va pune mâna, va ridica mâna spre Dumnezeu, va face, va cere, va invoca, va chema pe Dumnezeu și imagina el un ritual de a lui, știți, de unde și imagina el ritualul ăla. Știți, de unde? Din ritualurile păgâne și imagina lucrurile alea. Pentru că în ritualurile păgâne se învățau tot felul de ceremonii prin care trebuia să treci și să invoci și așa mai departe. Și unii dintre ei foloseau extreme de multe tehnici absolut diabolice, manipulatorii, hipnotice, ca să intre în tot felul de transe și să invoce spiritele de vindecare și așa mai departe. Domnul Iisus Hristos, care era Dumnezeu, nu avea nevoie de lucrurile acestea. Spune, vreau, vreau fi curățit. Și? Păi te vindeci la atâta lucru? Nu începe Domnul Iisus să le ia, spune, vine în încoace. Își pune mâinile peste el. Începe să-i zgonească dracul de lepră din el. O și noi și mai încercăm o dată. Jumătate de oră, 40 minute, 50 minute, un ceas, două, trei, o noapte întreagă de stăruință să fie vindecale prosul. Da? Nu. Spune numele Domnului Iisus. A, ah, stai că eu sunt Iisus. Nu, numele Tatălui, Fiul și a Duhului Sfânt. Vedem. S-o vindeca, nu s-o vindeca. S-o numai puțin. Mai încercăm o dată. Vedeți așa ceva la Hristos vreodată? Nu simplitatea lucrării Domnului Isus Hristos. Simplitatea lucrării Domnului Isus Hristos. I-a spus, da, vreau fi curățat. În aceste cuvinte ale Domnului Isus Hristos, vedeți din nou două lucruri. Voia lui, el vrea curățarea. Spune, da, vreau. Isus putea numai să-l atingă și să fie vindecat. Dar Isus se exprime verbal și spune, vreau lucrul acesta. Orice om care vine la Hristos și vorbesc acum din punct de vedere spiritual, el vrea ca să-i dea, să dea curățarea. El vrea lucrul acesta pentru că foarte mulți oameni chiar din mijlocul credincioșilor cred că Domnul nu mai vrea. Că i-a lepădat, că i-a uitat, că i-a lăsat pe mâna diavolului, pe mâna păcatului. Că nu mai au nicio șansă, că nu mai au nicio nădejde, nicio speranță să scape de păcat. Pentru că s-au luptat ani de zile cu păcatul X sau Y. Dar Domnul spune foarte clar aici, vreau lucrul acesta, vreau curățarea ta. Și cu orice păcat ne-am luptat în viața noastră, de-a lungul vieții noastre pământești, ca și credincioși, El vrea curățarea noastră cu atât mai mult vrea curățarea noastră dacă suntem mai Lui. Și apoi și arată puterea Lui. Și arată puterea Lui și spune, da, vreau Fii curățat. Cuvintele Lui nu sunt ca cuvintele noastre. Cuvintele Lui conțin putere. Cuvintele Lui ating necurăția noastră. Da? Care este ceva putred, contagios, periculos care... și se transformă instant în ceva sănătos. Uitați-vă la vindecare. Am văzut proces, uitați-vă la rezultat. Care e rezultatul? Ce cuvinte simple. Îndată a fost curățată lepra lui. Vindecarea are loc instantaneu. Iisus nu face niciun fel de ritual prelungit, ci vindecă ca Dumnezeu. Instant. Și îndată, spune, a fost curățată lepra lui. Vindecarea nu este doar instantanee, ci și, și integrală. El este vindecat complet. Nimic bolnav nu a rămas în trupul lui. Și din punct de vedere spiritual, Domnul face la fel. Când El ne vindecă, El ne vindecă. Sigur, ne luptăm cu păcatul din punct de vedere practic pe tot parcursul vieții noastre pământești datorită firii pământești și rămășițelor ei în ființa noastră, dar autoritatea firii a fost distrusă, subjugată prin prezența Duhului Sfânt în viața noastră și prin nașterea din nou. Dar din punct de vedere pozițională înaintea lui Dumnezeu. Nici îngerii din cer, nici demonii, nici satana, nici iadul, nimeni nu ne poate acuza de absolut nimic. El ne-a vindecat în rănile lui. Integral, total, desăvârșit. Ne-a sfințit odată pentru... Totdeauna spune cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi zice foarte interesant versetul 4. Am văzut venirea acestui lepros la Hristos. Vindecarea pe care i-o dă Domnul, a vrea să observați validarea validarea. Versetul 4. Apoi Iisus i-a zis, vezi, să nu spui la nimeni, ci du-te de te arată preotului și adu darul pe care l-a rânduit Moise ca mărturie pentru ei. Observați că Domnul Iisus Hristos respectă legea lăsată de Dumnezeu pentru asemenea cazuri. O respectă. În viața sa pământească, el se supune legii pe care Dumnezeu a dat-o. Autorul legii este Dumnezeu când în Scriptură găsiți expresia legea lui Moise sau darul pe care l-a rânduit Moise. Moise n-a rânduit după capul lui, ci Domnul Iisus identifică la ce legea anume se referă, la cea care a venit prin Moise. Dar legea rânduită prin Moise nu a dat-o Moise după mintea lui, ci el a primit legile acelea de la Dumnezeu. De aceea Iisus Hristos se supune legilor nu date de Moise, ci date de Dumnezeu prin Moise. Și el în textul acesta, Domnul Iisus Hristos, nu doar respectă legea pe care Dumnezeu a lăsat-o pentru asemenea cazuri, ci îl validează și pe Moise care a transmis legile acestea prin revelații inspirații directe de la Dumnezeu. El arată că legile lui Moise nu au fost niște năluciri, născociri vechi ale minții lui Moise, ci au fost de origine divină, inspirate de Dumnezeu, transmise de Dumnezeu prin omul acesta. Da? Iisus respectă legea lăsată de Dumnezeu, Iisus respectă autoritatea umană instaurată de Dumnezeu. Vă întreb ce știți dumneavoastră în secolul I. Cei mai mulți preori cărturari farisei, învățători a legii, trăiau după voia lui Dumnezeu? Da, orba? Nu. Dar Isus respectă poziția în care ei se aflau, corect? Isus nu spune că respectă caracterul lor, trăirea lor. Unii dintre ei erau oamenii a lui Dumnezeu, cum a fost un Zaharia. Nu știm câți de mulți erau. Cât de mulți erau. Nu știm lucrul acesta. Dar unii dintre ei erau. Știm apoi pe Nicodim, care are atitudine binevoitoare față de Domnul Isus Hristos, care era în dubii, în îndoiel și a luat riscul de a veni la Hristos. Ulterior se ridică de partea Domnului Isus Hristos. Vedeți spre sfârșitul vieții Domnului Isus Hristos cum se comportă. Isus respectă autoritatea umană instaurată de Dumnezeu. Isus nu respectă autoritățile umane care au inventat ele oficii și autorități după mintea lor. Dar cele care au fost lăsate de Dumnezeu, rânduite de Dumnezeu, Domnul Isus Hristos le respectă. Du-te de te arată preotului. Aici ne arată, da? Prin această exprimare și adu darul pe care l-a Moise, că Domnul Iisus Hristos respectă și legea lăsată de Dumnezeu și autoritățile instaurate de Dumnezeu. De ce am insistat asupra acestor două aspecte? Pentru că trăim într-o vreme de răzvrătire. De răzvrătire. Și în numele libertății, oamenii resping absolut orice ordine lăsată de Dumnezeu. Și unii pretind că trăim într-o vreme în care nu mai există, domnule, nicio lege. Noi suntem liberi. Avem legea Duhului de viață. Și cum e, domnule, legea Duhului de viață? Îmi pot spune și mie. Că acolo spune, legea Duhului de viață m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Adică ar trebui să trăiești mai bine. Te-a izbăvit de legea păcatului. Nu te-a izbăvit să te trăiești în nelegiuire și în rătăcire, să te închin după mintea ta, să umbli după mintea ta. Am lăsat legea lui Dumnezeu și acum mai mintea mea legea. Și sunt foarte mulți oameni care se revoltă împotriva legii lui Dumnezeu. Și veți auzi foarte des exprimarea asta. Lucrul ăsta nu mai este valabil. Aia au fost în Vechiul Testament. Și dragii mei, este adevărat, cu o grămadă de lucruri din Vechiul Testament au fost împlinite în Hristos, realizate în Hristos. Nu mai aducem jerfe, nu mai avem nevoie de preoții aceia. Dar vedeți, stați și vă gândiți puțin. Cineva ar putea să zică, păi ce, tu nu ești de acord că nu mai este valabil tăierea împrejur? Nu, frate! Tăierea în încă este valabilă. Sunt tăiate în prejură în inimă. Pre preoții mai sunt valabili? Da, sunt valabili. Toți preoții aceia au arătat spre un singur preot, Domnul Isus Hristos. Eu nu spiritualizez, spun ce spune Sfânta Scriptură. Există o coeziune, o legătură perfectă între Vechiul Testament și Noul Testament. Vechiul Testament urcă progresiv, progresiv, până se împlinește în Hristos. Și din Hristos se extinde după aceea lucrarea la toate neamurile. Și beneficiem de aceeași grăsime a legământului avramic, de toate promisiunile acelea, de toate binecuvântările acelea. Această ruptură radicală duce și a dus pe mulți oameni la inventarea unei închinări după mintea lor, la inventarea unor legi după mintea lor, la inventarea unor ritualuri după mintea lor. Și când uiți la biserica din secolul XXI, pare o născocire, ceva ieșit din comun, care nu bate cu nimic de ce se găsește în Sfânta Scriptură. Și nu doar negarea legii lui Dumnezeu, cuvântului lui Dumnezeu, ci negarea autorităților umane instaurate de Dumnezeu. Oameni care nu se mai supun la nimic. Oameni care nu cred nici în păstori, nu cred nici în prezbiteri, nici în învățători. Toată lumea are voie să dea învățătură, toată lumea are voie să dea cina, toată lumea are voie să facă orice. O, unul are biserică la el acasă, unul are biserică stând și se pe calculator. Zici deci că el o mers la biserică. La ce biserică? Nu, poate vi se pare ciudat. La ce biserică, Între, la ce biserică ai mers? În biserica universală o mers el. Măi să faci mie cunoștință cu biserica aia universală. Cum îți dă biserica aia universală ție cina? Cum ți-o să știu. Păi eu stat acolo și o la singur. Cina, cina, acasă. Cât ai luat? Un butoi? Ai luat un păhărel? Cum ai luat tu cina singură acasă? Da? Oameni care neagă absolut orice fel de rânduială, orice fel de organizare, orice fel de lege al lui Dumnezeu, orice fel de, de, autoritate instaurată de Dumnezeu. Este asta religia Noului Testament? Sub absolut nicio formă. Când în mintea cuiva trece gândul acesta, nu mai, avem, nu mai am nevoie de biserică. Deja să știi că ăla -i, ăla -i, trebuie să auzi pe sâsitul șarpelui, știți? Vrășmașul, ăla vechi. Nu am eu nevoie de alții să mă învețe pe mine. Să, ăla e vrășmașul care te învață. Nu mai avem noi nevoie de a, autorități, oameni care se ridică ei. Nu, oameni care se ridică ei, da, dar dacă sunt oameni pe care i-a ridicat Dumnezeu sau oficii pe care le-a ridicat Dumnezeu, este cu totul altceva. Isus respectă legea lăsată de Dumnezeu și autoritatea umană instaurată de Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos niciodată n-a desfințat oficiile stabilite de Dumnezeu în Israel. Și ce a făcut Domnul Iisus Hristos? A vorbit împotriva abuzurilor lor. Corect? Domnul Iisus n-a intrat la templu și a spus, gata, nu mai aduce nimeni nicio jerfă. Împotriva ce a vorbit el? în Împotriva afacerilor pe care le făceau nelegiuiți aceia la templu, că oamenii nu se puteau închina măcar. Zice, casa tatălui meu se va chema o casă de rugăciune. Ei au adus afacerile acolo, înăuntru, în curte. Nu mai puteți să te lui Dumnezeu. Și zice, scoate, nu aveți loc unde să faceți afaceri, vă vindeți animalele? De asta a răsturnat Iisus lucrurile acelea. Iisus n-a vrut să oprească rânduiala toată de la templu, sub absolut nicio formă. Da? Când vorbește cu, despre farisei, de exemplu, spune ce vă spun ei. Să faceți! Să faceți ce vă spun ei. Domnul Iisus nu condamnă lucrurile pe care le învățau ei bine, ci condamnă comportamentul lor. Că ei, zice, nici măcar nu mișcau puțin lucrurile pe care le puneau ca poveri peste alții. Domnul Iisus condamnă ipocrizia, fățărnicia lor, nu în lucrurile corecte. Ordinea corectă instaurată de Dumnezeu. Este foarte important să înțelegem lucrurile acestea. Apoi a zis, vezi să nu spui la nimeni. Adică când Domnul spune, vezi să nu spui la nimeni, Domnul Iisus Hristos stabilește ritmul în care popularitatea lui crește în Israel. Să nu-i vine ceasul mai repede decât trebuia, știți? El de la tatăl știa exact cât timp trebuie să treacă ca să ajungă suficient de populară încât să se tulbure toți liderii religioși, să pună mâna pe el și să se răstignească. Domnul Iisus nu vrea să se întâmple asta în primele trei luni. Că dacă vrea Domnul Iisus Hristos devenea cea mai populară ființă de pe planeta Pământ în secolul I, în două săptămâni. Făcea o tulburare de nu s-a întâmplat pe toată planeta Pământ. Dacă vrea, dar nu vrea. El avea un ceas al lui. El știa ordinea, planul lui Dumnezeu exact, fiecare lucru pe care trebuie să-l facă în fiecare zi. Și mergea în ritmul acesta al lui Dumnezeu în ritmul ăsta al lui Dumnezeu. Despre această validare aș vrea să spun acum trei lucruri. În primul rând, dacă Iisus te-a atins și pe tine și te-a curățat de păcatul tău, și alții vor ști lucrul ăsta. L-a trimis la preot să le evalueze. El evalua. Da? Pentru că sunt oameni care spun, nu, nu -am, nevoie de nimeni să-mi spună că, că sunt născut din nou și mântuit. Eu știu singur lucrul ăsta. Dacă eu spun că sunt mântuit, sunt. Nu e așa, fraților. Să știți că nu este așa. Uitați, era o vreme și practica asta se, se, păstrează încă în anumite adunări, în multe adunări, de exemplu, la intrarea la cina Domnului. De ce nu intră fiecare după capul lui? Și vine cineva înaintea fraților, a surorilor și spune o mărturie. Cum s-a întors la Dumnezeu, cum a cunoscut pe Dumnezeu. De ce? Se dă o evaluare din partea celorlalți, corect? Nu te lași tu călăuzit, nu te socoti singur, înțelept. Că mai sunt și alții pe lângă tine, nu? Pe care Dumnezeu a lăsat ca să ajute să evaluezi ideile tale. N-ați că foarte mulți oameni care au să facă prostii mari le fac pentru că nimeni n-a știut de ei. El o cloci singur acolo niște idei, nu o întreba pe nimeni și deodată s-o și o făcut. Că dacă ar fi întrebat cel mai probabil n-ar fi făcut lucrurile alea. Dar el știa că ceilalți nu vor fi de acord cu el. Și de asta nu i-a întrebat. De asta a clocit singur și a făcut planul și după aceea s și l-a pus în aplicare. Dacă Isus te-a atins și dacă te-a curățat și alții vor putea constata și evalua lucrul acesta. De asta i-a spus, du-te de te arată preotului. Du-te de te arată preotului. El să evalueze. El a fost pus de Dumnezeu să evalueze starea ta. El a fost pus de Dumnezeu să diagnosticheze situația în care tu te afli. Du-te la el să vadă. Al doilea lucru, dacă Iisus te-a atins și m-a atins, trebuie să-mi arăt recunoștința. Și ce a poruncit Dumnezeu? Toți care erau leproșii erau vindecați să aducă un, un dar. De ce? Știți că vin 10 leproși la Domnul Isus. Și vine că Isus pe toți. Și se întoarce un, un samaritian la el ca să îi s-a dus. Și pe aia s-a și a zis, băi, cum mă să de vindecat de lepra mea? incredibilă așa ceva. Și ce interesant, că atunci când au fost lovit de necaz, Evrei cu samariteni au putut să stea împreună. Că era un lepros samaritean care se stătea cu ceilalți. Interesant, nu? Necazul, suferința, i-a dus. Nu mai era nicio diferență, că era, erau leproși toți. Dacă tu intai la lepra lui, nu zicea. A, dar asta e lepre de evreu. Arată altfel, arată-l mai bine. Nu, toți erau leproși la fel, corect? Când oamenii mor, mor toți la fel. Da? Indiferent cât de bogați, ce religie ar fi avut, ce etnie ar fi avut, ce, din ce neam grozav s-ar fi tras, da? când începe să putrezească un rege tot la fel de urât arată ca ceilalți. Și viermii nu zice, bă, ăsta e rege, nu mâncăm. Corect? Nici procesul de putrefacție nu se dă înapoi. Și se întoarce unul înapoi și s-a să-i mulțumească. Și știți că Domnul Iisus Hristos zice, nu samaritean Samaritianul ăsta s-a găsit. Ceilalți, mă pune să ia la nouă. Avea Iisus nevoie de mulțumirea lor? Nu, dar Iisus a fost întristat datorită faptului că inima lor nu a avut pic de recunoștință și de mulțumire față de el. Dumnezeu a lăsat un ritual celor care erau vindecați de lepră ca să-i facă să se gândească la necesitatea și nevoia mulțumirii. Că dacă inima ta este atinsă de lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o pentru tine, în mod normal, ei mulțumiți, ai arătat recunoștința, ai aduce un dar lui Dumnezeu. Dar lucrul acesta în Noul Testament ni se cere de bună voie. Și Isus îl învață leprosul, pe, pe leprosul acesta. Adu darul pe care l-a rânduit Moise. Este normal că dacă te-am vindecat, să te duci să aduci dar lui Dumnezeu. Îl ducea la templu. Dar era o recunoștință a lui față de Dumnezeu, dând slujitorilor lui Dumnezeu darul respectiv. Că Dumnezeu ne-a curățat nouă păcatul. Noi nu plătim lui Dumnezeu pentru curățarea pe care ne-a făcut-o. Nu avem cu ce plăti. Nu avem cu ce răsplăti. Nu avem ce să-i dăm înapoi lui Dumnezeu. Dar, dragii mei, se așteaptă de la noi lauda, recunoștința, mulțumirea buzelor noastre. Să așteaptă de la noi o atitudine de recunoștință, de mulțumire, de adorare, de închinare. Să aducem darul. Să aducem darul. Deci dacă Hristos te-a atins, și alții vor evalua lucrul ăsta și vor vedea că te-a atins. Dacă Hristos te-a atins, îți vei arăta recunoștința. Și El a spus lucrul acesta. Și ultimul lucru, dacă Isus te-a atins, trebuie să fie o mărturie. Zice El, nu lasă să se ducă foarte public ca să nu se accelereze popularitatea Domnului Isus Hristos în Israel, dar zice, adu darul pe care l-a rânduit Moise ca mărturie pentru... Imaginați-vă un lucru. Orice preot știa că numai Dumnezeu poate să vindece lepra. Nu exista leac. Când citiți anumite ritualuri pe care le făcea preotul pentru leproși, nu aveau niciun sens. Citeai acolo cum îl lungea, aia nu vindeca lepra. Alea erau niște simboluri ale vindecării pe care Dumnezeu o face. Și gândiți-vă că se duce le, leprosul la preot și ajunge la preot. Probabil că fusese înainte. Că era izgonit doar când preotul hotăra să se ducă afară din tabără. Și preotul îi spune, tu ești cu tare? eu sunt. Păi ce s-a întâmplat? Unii fus fost până acum? Păi am stat cu ceilalți leproși. Până când? Până azi. Păi când ai fost vindecat de lepră? Azi. Instant? Da. Cum? Păi, eram la poalele dealului Tare și-l-am văzut pe Iisus cu Hristos coborând cu mulțime de oameni. Și-am auzit multe lucruri despre el și m-am dus în întâlpinarea lui și m-am închinat înaintea lui și l-am rugat să mă curățească. Și el s-a atins de lepra mea și s-a zbârlit părul la preot. Ce a făcut? să a atins de trupul meu. Le da. Și ce a spus? Da, vreau fi curățit. Și instant m-am curățit. Ca mărturie pentru ei. În prima lui vindecare descrisă de Matei, Matei vrea să arate că Isus acționează în putere Dumnezeiască. Nu în puterea unui profet, nu în puterea unui vindecător, nu în puterea trimisoare care de Dumnezeu, în putere Dumnezeiască. Să atinge de acest cancer de ace acest cancer a vremurilor lor, de această lepră, de această boală incurabilă, pune mâna acolo și transformă din putregaiul acela, transformă și face sănătate de plină. Și preotul acum era obligat prin legea lui Dumnezeu să constate că acest lepros este vindecat de către Domnul Isus Hristos. Ca mărturie pentru ei. Imaginați-vă acum pe preot. Că pleacă acasă. Nu ucit complet de cap. Nu s-a întâmplat niciodată în viața lui așa ceva. Sau că iasă de la slujbă sau unde s-o fi dus acolo și se întâlnește cu colegii lui. Că erau toți din breas acolo, da? Când s a fost ziua astăzi? Mă, ciudată, rău. Păi, a venit un nepros la mine, vindecat. Așa și care care ce e special la cazul ăsta? Fusese aproape de moarte sau ce s-a întâmplat? Nu, asta e problema. Ci, povestea pe care el a spus-o, mărturia pe care el mi-a dat-o. Ce mărturie ți-a dat? că a coborât de pe munte Hristos, ați auzit de el, că s-a atins de trupul lui de lepra lui, i-a spus cuvintele astea banale, dar n-a făcut nimic cu isop, cu sânge, un treb, nimic. Și că el l-a trimis la noi. Da? Că nu spune ca mărturie pentru el. Vedeți ce spune textul? A dus darul pe care l-a rânduit Moise, dar în lege nu spune ca mărturie pentru preot. Asta e adăugirea Domnului Iisus. Adică zice, du-te și fă ritualul ăsta pe care l-am poruncit Moise pentru că vreau să ajungi la, la preoți, la ei. Ca mărturie pentru ei. Deci Domnul vrea să ajungă la preoții aceștia, de departe, ca aceștia să ajungă să-L cunoască pe El, să-și pună întrebări despre El, să macine, să discute între ei, cum să poate așa ceva, numai Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Să fie mărturie pentru ei. Deci asta, dacă Isus te-a atins și pe tine și a atins sufletul tău și viața ta și te-a mântuit și te-a vindecat și te-a eliberat și te-a răscumpărat și te-a iertat și te-a dat viața veșnică, trebuie și tu să fii mărturie pentru alții. Să fii mărturie pentru alții. Am repetat în locul acesta și îl spun în încheiere și în seara aceasta. Domnul Iisus Hristos nu ia a cerut leprosului să spună lucruri grozave, corect? Să înceapă să facă filozofie, teologie, Doctrine complicate, lucruri grozave cu care noi ne mai îndeletnicim și nu este absolut niciun fel de problemă. S-a dus, l-a trimis să aducă o mărturie. O mărturie. Ce înseamnă mărturia? Să spui ceva ce s-a întâmplat? Ție. L-a întrebat preotul bun, dar cum explici tu Levectic 14? O, prea știu eu cu Levectic 14. Eu spun că eu m-am întâlnit cu Hristos și El m-a... Și El m-a trimis la voi să vă spun vouă lucrul acesta. Asta e mărturia creștină. Mărturia creștină nu este ceva complicat. Mărturia creștină asta este. Ascultați-mă, simplu. 1. Eu am fost un lepros, sau spiritual vorbit, am fost un păcătos. Al doilea lucru. M-am întâlnit cu Domnul Isus Hristos și El m-a vindecat fără niciun fel de cerință, fără niciun fel de fapte, fără niciun fel de merit. Eu am fost un păcătos, l-am întâlnit pe Hristos, El m-a vindecat și El m-a trimis să fiu o mărturie pentru voi. Vreau să vă spun și vouă lucrul acesta. Asta este mărturia creștină. Nu este ceva complicat ce trebuie să purtăm în lumea aceasta. Dumnezeu să ne învrednicească pe toți cu puterea Lui și cu înțelepciunea Lui și cu curajul Lui și cu dragoste de El și cu dragoste de oameni ca și ei să cunoască lucrurile acestea și să fim așa cum El ne cere. Amin.